Bună ziua, pare bine că reușim să ne revedem la Roman. Dorim să comunicăm câteva din datele și informațiile privind activitatea curentă a Agenției de Ocupare a Forței de Muncă, cu accent pe activitățile care le desfășurăm prin Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă Roman. Am să încep cu câteva date statistice privind șomajul în zona Roma și în întregul județ. Pe baza datelor operative pe care le avem la sfârșitul lunii iulie, deci începând cu 1 august, datele pe luna august nu sunt încă total centralizate. Deci, în municipiul Roman avem în evidență 497 de șomeri, din care 236 de femei. Șomeri indemnizați sunt 233, din care femei 121, iar șomeri neindemnizați avem 264 de șomeri în evidență, din care 115 femei. Ponderea șomerilor în populația stabilă 18-62 de ani este de 1,02%. Pentru zona Roman, pe total zonă, sunt înregistrați 3.811 șomeri, din care 1.385 de femei. Șomeri indemnizați sunt numai 461 de șomeri, din care 210 femei, restul de 3.350 sunt șomeri neindemnizați, provenind în majoritate din persoanele înscrise la venitul minim garantat la primării. Ca și localități, am să citesc ponderile. Șomajului la Bagna 10,16, la Bâra 9,96, Boghicea 15,99, Botești 3,96, Bozien 5,03, Cordun 1,2, Doljești 3,39, Dulcești 10,29, Făurei 6,13, Gâdinți 2,17, Horia 0,43, Icușești 2,25, Ion Creangă 6,24, Moldoveni 2,81, Oniceni 18,15, deci în top, Pâncești 12,54, Poenari 4,99, Români 1,43, Ruginoasa 5,51, Săboani 1,84, Sagna 1,10, Secuieni 2,66, Stănița 8,39, Tămășeni 1,4, Trifești 3,24, Valea Ursului 15,26 și Văleniu cu 20,7%. Pe total zonă, deci 3,08% este procentul, diminuat foarte mult din datorită municipiului Roman. Comparativ cu luna anterioară, șomajul este în scădere, deci la 36-a în municipiul Roman era 1,07 și pe total zonă aveam 3,16, deci acum avem 3,08. Ca și pondere în rândul șomerilor, fenomene mai importante s-au înregistrat pe partea de absolvenți promoția 2016, deci în perioada 1-7-a, 31-8-a a venit noua generație de șomeri din cei proveniți de pe băncile școlii. Au fost înregistrați 281 de persoane, din care până acum au refăcut dosarul pentru indemnizație 95 de persoane și de asemenea au fost angajați din rândul absolvenților 55 de persoane până la 31-8. Comparativ cu anul trecut, în 2015, în această perioadă fusese înregistrați 335 de persoane în șomaj din rândul absolvenților, din care au beneficiat de indemnizație 147 și s-au angajat 67. Un comentariu pe cifrele șomajului care sunt în scădere, deci sunt două cauze principale ale fluctuației ratei șomajului. Deci, pe de o parte, activitatea economică care a adus ceva mai multe angajări, dar, din păcate, o cauză a reducerii șomajului și mai ales în rândul absolvenților se observă pe total județ, este
necoreluarea ajutorului de șomaj cu dinamica salarială din România. Cum știți, salariul minim a crescut continuu și în același timp ajutoarele de șomaj au rămas legate de indicatorul social de referință, care nu s-a modificat de câțiva ani la 500 de lei. Atunci ajutorul de șomaj, de exemplu, pentru absolvenți este numai de 250 de lei pe lună. Neexistând alte măsuri pe piața muncii în acest an, știți, n-au fost proiecte europene care să acorde alte facilități stimulente pentru șomeri, aceste sume sunt în general neatractive. Deci întâlnim, de exemplu, foarte multe refuzuri în rândul absolvenților care vin să se înscrie la noi, care mai vin, că unii deci renunță să mai vină pentru suma de 250 de lei pe lună acordat 6 luni. Considerăm că e o sumă mult prea mică care poate fi realizată prin, să zic, mici activități sau e suportată de părinți sau de familie și renunță să vină la șomaj, pentru că sunt anumite, să spunem, obligații pe care șomerul le are. Trebuie să vină la noi la viză, să urmeze măsurile active pe care noi le recomandăm. E legat și cu o anumită atitudine față de muncă. De exemplu, facem înscrieri la un curs de ospătar sau în construcții. Unii trebuie să meargă la practică de la 8 dimineața până la 16. Și mulți șomeri tineri comentează, dar trebuie să merg ca la program. Și în același timp eu iau numai un ajutor de șomaj lunar de 250 de lei, care poate să fie o sumă care se poate obține poate într-o zi, două de muncă, deci pe alte paliere. Și atunci, deci, sunt și aceste cauze administrative care conduc la scăderea șomajului, cauze administrative care țin de politica de pe piața muncii. Am înțeles de la o întâlnire cu noul secretar de stat pe forță de muncă, care a avut loc acum două săptămâni la Iași, că se analizează la nivelul Ministerului recolerarea politicilor pe piața muncii, deci a legii 76, legea șomajului, cu nou context salarial care există în România, și probabil vom vedea un proiect de ordonanță de guvern sau o inițiativă legislativă pentru a recolera, să zicem așa, anumite ajutoare sau subvenții care stau pe piața muncii. Sigur, știu că este în analiză situația subvențiilor care noi le acordăm angajatorilor să angajeze absolvenți, persoane peste 45 de ani, persoane cu handicap sau unici întreținători de familie, pentru că și acolo de subvențiile au rămas tot la nivelul indicatorului social de referință, deci la 500 de lei. În momentul de față, cheltuielile salariale cu un angajat plecând de la salariul minim, deci trec de 1500 de lei. Și atunci subvenția noastră care o acordăm de 500 de lei este foarte puțin față de efortul angajatorului și atunci nu mai e așa de, să spunem, stimulativ pentru el, pentru a veni și a angaja categoriile defavorizate, de a face aceste politici proactive, deci de discriminare pozitive pentru anumite categorii de șomeri defavorizați. Și am înțeles că vor crește undeva, probabil spre, nu pot să dau eu cifre exacte, dar se vor vehicula o sumă de 900 de lei, deci pentru subvenții de la 500. Și atunci probabil că multe din măsuri vor fi mai atractive pentru noi. Pe domeniul subvențiilor noi nu am înregistrat, să spunem, o scădere a cererilor la angajatori așa mare față de alte județe, să zicem, din vest sau din București, unde activitatea economică este mai dinamică. Tocmai din faptul că aceste subvenții îi ajută să supraviețuiască, din păcate, pe agenții economici. Deci, cel puțin în zona romană, avem mulți angajatori care solicită în continuare subvenții. Noi am avut un buget alocat pentru ele, suntem cu el cumva la final. Sperăm să mai primim fonduri la ultima rectificare bugetară. Dacă tot vorbeam de subvenții, la agenția Roman, în perioada vacanței de vară, pe legea 72, au fost încheiate 4 convenții și 18 elevi și studenți au fost angajați pe această perioadă de vacanță. Pe legea 76, la Roman, pe articolul 80, deci pentru absolvenți, deci s-au încheiat 22 de convenții pentru 24 de absolvenți, și iar pentru articolul 85, deci peste 45 de ani și celelalte categorii, 97 de convenții pentru 164 de șomeri angajați. După cum vedeți, suntem undeva subvenționat aproximativ 200 de locuri de muncă, deci în Roman, pentru angajarea anumitor categorii de șomeri.
Ceea ce privește intrările în șomaj referitor la statistică, intrările au fost de la începutul anului în zona Roman de 512 șomeri în acest an față de 720 anul trecut. Deci vedeți o diminuare a celor care au solicitat ajutor de șomaj sau înscrierea pentru căutarea unui loc de muncă. În ceea ce privește dinamica locurilor de muncă vacante, față de anii trecuți numărul de locuri vacante a fost mai mare, deci am avut o ofertă diversificată, începând cu bursa locurilor de muncă din primăvară. Pe total județ, tot timpul stocurile au fost undeva la 700 de locuri de muncă vacante, chiar peste, spre deosebire de anii anteriori, unde cifra pe total județ se învârtea undeva pe la 500 de locuri de muncă vacante săptămânal. La data de 6-a 9-a, deci în Roman, avem o ofertă în domeniul industrial de 105 locuri de muncă vacante și menționăm aici operatori în confecții, muncitori în confecții, ingineri, confecții textile, un post de asemenea tot în confecții, mai avem operatori la Smirodava, mai avem turnători produse ceramice la Cersanit, de asemenea alte oferte de confecționeri, operatori confecționeri îmbrăcăminte, călcători, control calitate, iar un inginer textilist. De asemenea multe locuri în confecții și la Caremil. În construcții și agricultură avem fierar betoniști, dulgheri, ingineri construcții civile la Somaco, un șef de laborator, tâmplari, electricieni, zidari, de asemenea mecanici agricoli. Un total de 23 de locuri de muncă, deci în construcții și agricultură. În comerț și servicii avem un total de 57 de oferte. Dintre acestea remarcăm un medic specialist în medicină generală, un economist, un inginer autovehicule rutiere, mai avem inspector tehnic, secretar, mașiniști, agenți vânzări, contabili, confecționari de întâmplărire PVC, șofer de autocamion, lucrător comercial, instalator rețele termice, vopsitori auto, tâmplari, patiseri, lucrători sortatori, sudori. Deci o ofertă oarecum diversificată, ceva mai mică, să spunem, la Roman în perioada asta față de alte perioade unde dinamica era mai mult la Roman. Acum oferta este mult mai mare la Piatra Neamț, mai ales în sectorul comercial, acolo se deschid câteva lanțuri mari de magazine. De exemplu, numai Carrefour a venit cu oferte de 280 de locuri de muncă și atunci toată oferta s-a ridicat foarte mult. Deci, pe județ, chiar și la Târgu Neamț, există o ofertă de 156 parte de locuri de muncă vacante. Atunci, Romanul, care a mers constant cu în jur de 200 de locuri de muncă, deci are o pondere mai mică, să zic, în această perioadă față de restul județului, unde au fost creșteri semnificative, adică dublări de ofertă. La Târgu Neamț, de exemplu, tot timpul erau în jur de 50-60 de locuri de muncă vacante și acum, deci, se trece cu oferta de 150, iar la Piatra sunt în jur de 500 acum. În vederea echilibrării cererii cu ofertă pe piața muncii, am deschis până acum în anul 2016 un curs de confecționare ansamblor de articole textile cu 26 de persoane, un manicurist pedicurist cu 26 de persoane, un curs de comunicare în limba engleză cu 26 de persoane. Chiar puteți vedea, este în sala de curs a noastră, în acest moment se desfășoară examenul la limba engleză, deci puteți să cereți impresii direct de la șomeri. Cam asta ar fi, să spun în mare, informațiile pe care am vrut să vi le prezentăm. Sigur, noi am făcut demersuri pentru rectificarea bugetară să primim mai multe fonduri, de exemplu, pe partea de formare profesională și la subvenții să primim o anumită suplimentare pentru a putea să desfășurăm la un nivel rezonabil activitatea noastră și, bineînțeles, să așteptăm și încep ne pregătim pentru liniile de finanțare când vor fi deschise pe fonduri europene, pentru că avem aproape un an de zile de care nu s-a lansat nimic și în anii anteriori noi mai mult de 50% din activitate, deci am făcut-o pe fonduri europene. Tot ca activitate viitoare în perioada imediat următoare vom avea bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, care
cred că o să desfășurăm tot aici la liceu, la cantina de lângă liceu de informatică. Data de desfășurare a bursei este 20 octombrie. Așteptăm absolvenții, pe total județ avem 627 absolvenți înscriși, pe zona Roma am spus mai devreme cifrele. Vom invita toți absolvenții, dar nu numai, vom invita și alte persoane interesate să participe la această bursă și vă așteptăm și pe dumneavoastră, bineînțeles, să luați impresii, să vedem dinamica pieței muncii, deci în zona Roman pentru acum. Și alte cursuri de formare profesională. În ce domeniu? La ce v-ați gândit? Sau care-i cererea, mai bine spus? Sigur, vrem să deschidem în următoarea perioadă încă câteva cursuri de formare profesională. Încercăm un curs de agent de securitate, poate reușim în parteneria cu Centrul Regional de Formare Profesională de la Cluj, pentru că, din păcate, în Moldova nu există niciun centru regional, să desfășurăm un curs, am spus, în domeniul agenților de securitate. Vom vedea dacă reușim să-l deschidem. Vom mai încerca un curs pe domeniul alimentației publice, să vedem cererea unei mai mari la ospătar sau la bucătar, să deschidem în funcție dacă ni se va aproba rectificarea de buget. Cam asta vedem noi din sumele care putem pragmatic să le obținem, să spunem, până la sfârșitul anului. Nu cred că vom avea sume așa mari că să deschidem decât vreo 4-5 cursuri pe tot județul. Deci două la Roman, două la Piatra și unul la Târgu Neamț, probabil. Sunt foarte multe locuri de muncă în domeniul confecțiilor. Nu credeți că ar fi potrivit un curs de formare? Avem în derulare. Avem în derulare. Am citat. Deci este un curs cu 26 de persoane, am spus. 26, cred că, da? Care este în derulare, practica parcă e la Caremil și probabil într-o lună se va termina acest curs. Acolo avem deja informații că mai mult de jumătate vor fi reținuți de agenții economice unde facem practica, pentru că este într-adevăr o cerere mare pe domeniu. Trebuie să recunoaștem că cererea este foarte mare, dar nu sunt așa mulți doritori. Pentru că pachetele salariale în confecții nu sunt așa stimulative, să zic, ca în construcții. Și atunci reușim să facem grupele undeva într-un orizont de o lună, două, până să convingem, explicăm persoanelor să înscrie la acest gen de cursuri. Și în funcție de asta, deci, mergem mai departe. Acum vorbeam cu diferiți angajatori, de exemplu, în construcții, în multe cazuri, ofertele salariale au trecut de 2000 de lei. Și da, dar deci înainte se mergea poate pe la 1500, dar acum, deci, negăsindu-se forță de muncă, mulți constructori se plâng că nu există, au crescut salariile peste 2000. Deci dacă se va trece de un prag psihologic, să zic, salarial de 500 de euro, s-ar putea să avem foarte mulți doritori care acum sunt plecați afară și lucrează undeva 5, 6, 800 de euro la nivelul de salarial de genul ăsta, să vrea să lucreze acasă, să doarmă pe pernă în patul lui cu 500 în România. Și atunci, da. O ultimă întrebare. Pentru faptul că există, nu știu, o discordanță, sunt foarte multe locuri de muncă în domeniul confecțiilor, poftim, foarte puțini cei care acceptă locurile de muncă acolo, deși au făcut aceste cursuri de formare. După una, două, trei locuri de muncă oferite, nu credeți că ar fi cazul sau există o propunere de genul ăsta să iei șomaj? Dar nu, și acum mai există. Șomeri, cum se cheamă, cu calificare. Adică asta... Da, nu, deci noi la refuzuri de locul de muncă șomaj suspendăm. Nu aș fi vrut să facem așa, dar, de exemplu, acum în campania de înscriere la cursurile care le-am deschis, având multe refuzuri, deci noi am suspendat șomajul. Sunt undeva la 10 persoane pe fiecare agenție la care, deci, le-am tăiat indemnizația de șomaj pentru că au refuzat cursuri de calificare în domeniu. Dar v-am spus, ideea care este? Indemnizația de șomaj fiind așa de mică, măsura punitivă nu mai este așa de dureroasă pentru ei. Deci, dacă... Să stai și să iei
niște bani, adică... Da, e corect, corect ceea ce spuneți dumneavoastră. Deci noi folosim această pârghie, este în legislația noastră, la refuzul de locuri de muncă sau refuzul unei măsuri active, deci noi încetăm indemnizația șomaj. La cine putem să încetăm? La cei care sunt neindemnizați și majoritatea șomerilor sunt îi afectează și mai puțin ca chestia asta. Noi îi dăm refuzurile, de exemplu, la primării, să suspende venitul minim garantat, dacă refuză un loc de muncă. Acolo unde se poate face ceva cu el. De la 500 la 900, raportat. Deci dacă ar crește indemnizația, bineînțeles că atunci un om se gândește de mai multe ori când refuză o măsură activă oferită de noi sau un loc de muncă. Dar aveți semnale, știți cumva, când va fi această? Nu, deci asta depinde deci, de decidenții politici, ori din legislativ, ori din guvern. Deci nu-i treaba noastră ca funcționari publici. Deci numai noi semnalăm la diferite sedințe că apar niște fenomene sociale, iar cei care sunt în măsură să ia deciziile le iau. Nu ne-ați vorbit deloc despre activitățile programate a se desfășura cu alte instituții ale statului, de exemplu cu ITM-ul sau cum ați mai făcut-o cu finanțele, cu acele asociații profesionale. Nu, deci noi avem activități periodice cu toate, pe baza colaboratorilor instituționale. De exemplu, noi ca instituție funcționăm într-un regim tripartit, deci lunar avem un consiliu consultativ unde sunt 5 membri de la sindicat, 5 membri de la patronat și 5 de la autoritățile publice. Comisia de dialog social. Nu. Comisia de dialog social e la prefectură. Noi ca instituție, lunar, conducerea instituției este consiliată de acest consiliu consultativ. Am avut întâlnirea săptămâna trecută și cu sindicatele tocmai aceste probleme, a necorelării dintre indicatorul social de referință și nivelurile salarializare s-au discutat în acea ședință. Bine, fac mea culpa că n-am comunicat public poate o dezbatere de genul ăsta ce s-a întâmplat ca să aducem la cunoștință opiniei publice, că există un interes pe această zonă. Iar la nivel instituțional, bineînțeles că avem diferite colaborări, încrucișări de date cu alte instituții, acțiuni comune de control când avem aspecte sesizate mai deosebite, de exemplu... Da, am avut o acțiune de control, nu în zona romanță, decât în zona Târgu Neamț, cu un agent economic, ceva, niște suspiciuni, și am făcut echipă mixă de control. Un inspector de la noi cu un inspector de la ITM, care au mers împreună și au verificat pe teren problematica respectivă. Dar sunt fapte curente care se întâmplă zi de zi, nu sunt, să zic așa, câteodată poate dacă le comunici public dai o nuanță care ar putea aduce prejudicii poate agentului respectiv economic, dacă nu se confirmă și noi facem o propagandă publică, faptul că mergem în control într-un loc, poate să-l afecteze pe respectivul agent economic, că poate nu are o vină sau e o culpă mică care prejudiciul nostru comercial care l-am face mai mare decât a comunica, să spunem ceva. Câți dintre cursanți au reușit să găsească un loc de muncă, efectiv, prin dumneavoastră, și dacă aveți o evidență a locurilor de muncă, ocupare? Sigur, n-am adus programul de ocupare, că acolo, deci, este o evidență. Am să vorbesc cu doamna de la mass media, să vă comunice pe mail sau cumva efectiv toate cifrele, dar în 6 luni noi facem o evidență undeva la 10-20%, deci din cursanți se angajează, deci ca idee și după aia monitorizăm încă un an și mai bine, deci pe fiecare. Și aici depinde de la curs la curs. Sunt cursuri cum e cel din confecții care dă o angajabilitate imediată, să spun, mult mai pregnantă. Sunt cursuri cum sunt cele de competențe de limbi străine, cum facem acum cursul de limba engleză cu examenul azi, unde competența care o capătă îl ajută pe piața muncii. Nu direct se angajează prin faptul că va avea niște cunoștințe din limba străină, dar îl vor ajuta, își găsi un loc de muncă ori la noi, pe anumite meserii unde are nevoie să știe de niște cunoștințe de engleză, sau pe rețeaua EURES, unde de asemenea n-am mai citit acum, este o ofertă foarte bogată, se găsește pe site-ul EURES și avem foarte multe locuri de muncă. Deci, dar analizând, am văzut oferta acum, e mai puțin pe ofertă mai mică pe locurile pe muncitori și muncitori calificați și mai mult pe domenii foarte specializate. Am văzut în Germania sunt foarte multe oferte de locuri de muncă disponibile, dar să ceri un inginer software, automatiști din alte calificare și foarte strict specializați pe anumite programe să știi să lucreze. Și atunci, chiar dacă oferta e mare,
nu prea găsești la noi persoane care să poată să lucreze pe acolo, mai ales că, din păcate, în ultimul timp, meseria brățară de aur nu e tot timpul sloganul individual de viață a oamenilor de la noi. Câte firme de mediere a forței de muncă există în județul Neamț și cum colaborați cu acestea? Noi în Roman știm vreo două, dar la nivelul județului cam câte sunt? Deci aici sunt două paliere. Medierea pentru forța de muncă, pentru lucru în străinătate, nu este atributul nostru, este la ITM. Iar în domeniul medierii interne sau serviciilor pe piața muncii interne, firmele care activează, deci se acreditează la noi și deci cam asta e în principiu, să spunem, legătura noastră cu ele. Putem privi că suntem concurenți pe piață și fiecare începe să face serviciile mai mule sau câteodată ne unim sinergiile să facem un lucru în comun, cum este în proiecte europene, unde noi ne asociem cu firme de acest gen, mai ales unde nu avem resurse îndeajuns. Și atunci noi colaborăm cu astfel de firme pe baza transparenței și ca un fel de achiziții publice. Deci dacă noi facem un proiect și vrem să ne asociem cu astfel de firmă, publicăm un anunț de intenție pe site-ul propriu și avem un fel de criteriu de selecție a firmelor cu care lucrăm. În alt gen de colaborare este pe zonele mai greu accesibile, ori unde noi nu putem oferi servicii. Deci noi avem și o metodologie de la Agenția Națională. Dacă eu într-o zonă de comune, să zic, îs prea departe ca un punct de lucru să ofer servicii ca lumea și recunosc câteodată poate la Oniceni nu mă pot duce acolo, n-am resurse financiare să stau acolo să prestez măsuri active la modul eficient. Dacă o firmă are un proiect european sau are fonduri proprii obținute cumva și vine la mine cu adresă și spune eu vreau la Oniceni să fac o bursă, să creez niște locuri de muncă, să mediez, eu bineînțeles că îl sprijin cu partea logistică, cu un om care îi oferă informații despre persoanele de acolo, mediatizăm și îndrumăm acolo persoane. În zona unde eu am servicii, recomandarea și procedura de la București chiar ar fi un fel de săpgroapă, adică să nu ofer eu serviciile, să-l dau să facă firma privată respectivele servicii. Deci, ca și idee. Există asemenea firme în zona noastră, mai ales? Firmele sunt în zona Neamșân Roman, care oferă astfel de servicii. Ca părere personală, ele oferă acele servicii când au oportunități financiare. Deci când au proiecte europene și oferă servicii, anul ăsta când nu sunt proiecte și nu sunt fonduri, nu oferă niciun fel de serviciu. Deci sunt în adormire, să spunem așa. Noi primim lunar de la firmele care sunt acreditate de noi să oferi servicii de mediere, consiliere, nu știu ce, și ei lunar prezintă un tabel cu persoanele informate, consiliere de la noi, ca să noi să avem evidența pieții muncii pe total județ. Tabelele în lunile astea vin goale. Deci ei își respectă obligația să spune, nu știu dacă din Roma, din Piatra Neamț o firmă, asociația cu tare, acreditată, da? Vă comunicăm persoanele mediate, consiliate în luna iulie și trimit un tabel gol ca să-și raporteze că mai există. Că dacă nu raportează câteva luni, noi luăm acreditare, eu suspendăm că zicem, mai nu faci nimic pe piața muncii. Deci anul ăsta tabelele sunt aproape goale, poate câte unul, doi așa mai apar la câte o firmă, cine știe cum. Deci nu desfășoară activitate. În anii când au proiecte europene, bineînțeles că au indicatori, 200 de persoane, 300 de persoane și atunci vin la noi. Și de aia se leagă și cu rata șomajului. Cum anul trecut vă spuneam că discutam că cu toate că activitatea economică a crescut, măsuri pe piața muncii au fost mai multe, angajări mai multe, șomajul a crescut. Tocmai pentru că persoanele din zona gri, existând oportunități pe piață, firmele care, cum sunt cele care ați întrebat dumneavoastră, oferind servicii, dând subvenții, ca să vin la mine la curs să-ți dau 500 de lei pe lună. Atunci persoana care e din zona gri, acum stă acasă, absolventul care nu vrea să vină cu 250.000, vine să înscrie și să duce ca să ia subvenția de la curs sau poate pachetul de hrană sau ceva. De exemplu, la PRV, cum s-au făcut aceste cursuri? Că ei mereu au cursurile astea de perfecționare, cu ajutorul dumneavoastră, prin intermediul dumneavoastră? Au și cursuri proprii și prin noi. Deci noi desfășurăm cursuri periodice, am făcut, să zic, vreo 4-5 cursuri pentru, să zic, mai mult pentru cei de la TRV decât pentru alte firme de pe piață. În ce sens? Ei au niște fluxuri tehnologice deosebite față de la celelalte firme de confecții. Și atunci, când am făcut un curs de confecționer, care l-am făcut cu practica la TRV, cu lector care, să zic, de la un liceu din oraș,
care au mers acolo, cei de acolo ne-au spus, din programa de pregătire profesională, nou nu ne trebuie anumite moduli de la dumneavoastră. Dau un exemplu care poate nu corespunde realității. Se face stighele de nu știu care. Noi aici avem de făcut airbag-uri să numai anumite operații tehnologice. Sunt altfel de mașini. Și atunci am făcut niște cursuri care le-am adaptat puțin pentru ei. Dar acei confecționeri nu sunt la fel de buni, de exemplu, dacă îl duci la o croitorie pe comandă sau la o firmă, la care mi-l, la altă firmă, să zic ca idee. Deci am făcut și cu el. Noi încercăm să îmbinăm cumva astfel încât toți agenții economici să poată să beneficieze de forță de muncă calificată de la noi. Anul ăsta n-am avut fonduri decât pentru un curs și l-am făcut, v-am spus, pentru zona standard. Anul trecut am, și acum 2 ani, am făcut vreo câteva cursuri care au fost cumva programa de pregătire adaptată pentru TRV. Recent, mă scuzați, mai aveți unul? Da, mai am. Vreau. Recent, la Camera de Comerț și Industrie a avut loc acea întâlnire tripartită pe chestiunea învățământului profesional dual. Dumneavoastră, ca și agenție, ați fost implicați în acest proiect și cât îi puteți sprijini? Pentru că îi rămas în urmă cu mult ceea ce înseamnă piața muncii cu nevoia reală a agenților. Deci, inspectoratul școlar, deci au acum o metodologie și au și ei tot la fel un consiliu de consultativ unde participă mai multe instituții și noi avem un membru desemnat care lucrează tocmai pe acest domeniu al învățământului dual. Camera de Comerț a luat un fel de rol de lider al acestei proiect, cu toate că deci responsabil este inspectoratul. Deci noi avem o persoană desemnată în Consiliu care participă și furnizează date de pe domeniul nostru de interes, să zic. Noi suntem la capătul lanțului pentru sistemul de învățământ standard. Adică noi vedem numai rezultatul în numărul de șomeri sau în ceva și informații de genul ăsta putem să le oferim noi. Camera de Comerț sau alte asociații patronale vin pe partea de nevoi de la agenții economici care spun am nevoie de ceva. În sistemul educațional, noi nu avem atribuții, de aceea și sunt diferite instituții în România, fiecare cu zona lui. Deci inspectoratul se ocupă să-și adapteze treaba. Deci noi venim cu partea de date și venim cu cursuri ca să corectăm când nu merge învățământul dual sau cum este. Aici e o zonă unde va fi mult de discutat, sunt diferite abordări, politicile trebuie să fie foarte atent ajustate, pentru că au fost diferite politici disonante pe piața muncii. De exemplu, în anii trecuți, pe fonduri europene, se ajunsese să se stimuleze un fel de sume de bani pe care agenții economici le puteau primi ca să primească în practică elevi sau absolvenți. Atunci s-a creat un comportament economic un pic disonant față de ce vrea să spună învățământul dual. Adică eu am găsit în proiect european, nu la Roman, să zic, poate au fost mai colaborativ aici la Piatra, în care să primească cursanți într-un curs de patisier, au zis, tariful este 300 de lei de șomer, pentru că așa se practică și sunt firmele private de care vorbeați mai devreme, care ne dau 300 de lei. Eu ca instituție, eu n-am venit să-ți dau 300 de lei pentru fiecare șomer. Dacă mă primești, mă primești, nu mă primești, bine. Pornind de la această realitate, că mulți au fost învățați cu bani dintre patroni ca să primească practică, și faptul că în învățământul dual se spune că patronii vor sprijini și vor veni ei cu bani și nu va mai finanța statul și atunci se va întâmpla ceva, de-aia merge lucrul așa de greu pe învățământul dual. Pentru că va fi greu să ajungi patronul să mai dea de fapt niște bani de buzunar ca să stimuleze el ceva. Și atunci anumite idei sau politici pe care Ministerul Educației le promovează, chiar am fost acum vreun an la o conferință la Iași în care niște profesori universitari ne explicau cum patronii vor subvenționa el și nu va veni statul partea de stagii de practică, deci pentru studenți, elevi, șomeri. Și realitatea atunci că fiecare patron ar fi vrut să mai ciugulească și el niște bani, e destul de greu de comentat ce se va întâmpla pe domeniul respectiv. Bine, sigur, sunt patroni mari care au trecut de stadiu de supraviețuire pe piață la stadiu de abordare
multicorporatistă pe piață și care destimulează, dau burse, subvenționează stagii de ucenicii sau alte domenii de genul ăsta și la care probabil această politică a învățământului va prinde. Ca să vă dau niște cifre foarte seci, pe actuala legislație de ucenicii la locul de muncă, în județul Neamț, de ani de zile de când e legea, au fost subvenționați un număr impresionant de 0 ucenici. Pentru că subvenția este de 300 de lei și patronul trebuie să își formeze un maestru și un inginer care să predea, trebuie să raporteze lunar, să-și facă niște rafturi pline cu acte și statul recompensează cu 300 de lei. Și atunci interesul pentru această politică și această lege a fost așa de mare. Eu iau tot timpul la București, mă scuzați că am un limbaj mai nou, pentru că indicatorul meu este de 0 ucenici. Tot timpul. Am reușit să fac vreo 6 ucenici, dar i-am făcut la un holding mare, la fabrica de ciment de la Bicaz. Dar din păcate sediul fabricii este la sediul social este la București și cei 6 ucenici i-a înregistrat Agenția Municipală de la București ca indicator, nu eu. Acolo fiind o firmă mare care deci într-adevăr are o filozofie de genul ăsta de sprijin. Dar în afară de asta n-am reușit să fac nimic, cel puțin la cei mici să-l mai pui să dea niște bani să țină un ucenic. Nu știu. Da, vreau să vă întreb, vorbeați mai devreme despre refuzul locurilor de muncă și atunci, n-ar fi potrivit să faceți un curs de orientare profesională. De ce spun acest lucru? Sunt absolvenți, și aici nu mă refer la absolvenții facultăților, pentru că este clar că și-au ales un domeniu, dar sunt absolvenți de liceu sau persoane care termină o școală profesională, care încă nu au bine definit în cap ce vor să facă și unde vor să lucreze. Și spun acest lucru pentru că și susțin pentru că am fost la bursa din primăvară și foarte mulți păreau confuzi. Și agenții economici spuneau că practic nu prea știu ce caută de muncă. Și atunci pornesc că și de aici pornește refuzul locurilor de muncă, vin, se angajează într-un curs, încep altul sau nu știu cum funcționează. Da, am înțeles întrebarea. Noi avem serviciile de consilieri în carieră, atât pentru șomeri, cât de asemenea le desfășurăm și pentru anii terminari din licee, în școală. Deci avem un consilier în carieră la Roman care desfășoară această activitate. Dar recunoaștem, el merge în fiecare liceu o dată de două ori și face două ședințe. Un tânăr când se formează are informațiile din toată viața socială, să zic, interacțiunile lui zilnice. Două ședințe de o oră nu pot să-i schimbe poate comportamentul și abordarea pe care o are el pe piață din restul educației care o primește. Dacă știi pe sintagma, așa sunt tinerii în ziua de azi. Eu vin două ore să-i spun ceva. Teoretic ar trebui să fiu și un consilier în carieră sau un psiholog în școală care să facă același lucru. Se pare că nu prinde îndeajuns. În proiectul europenii, de exemplu, noi avem această activitate mult mai laborios făcută pentru că angajăm efectiv în proiect un psiholog, doi, la fiecare proiect un psiholog pentru 300 de oameni care are de grijă de el un an sau doi. Atunci, pentru cei 300, aceste servicii sunt mult mai aprofundate. Se merge undeva la ședințe de consiliere în carieră și de 9 ședințe, în care el, prin anumiți pași psihologici, ajunge la un moment dat să conștientizeze importanța muncii, pachetul de, să zic, de teste și procese de cognitive pentru autocunoaștere, astfel încât să-ți descopere alegerea meseriei, este complex și se realizează. Dar numai când avem aceste resurse, restul nu putem să ne permitem. Suntem totuși o instituție în mod normal cu puțini angajați. Instituția noastră avea în 2005 129 de angajați și acum are 44. În urma restructurărilor succesive. Deci, cu o mână de oameni la Roman, din care numai o persoană se ocupă, e greu să motivez. De la Roman cât aveți exact? O persoană. Doamna Angel, nu? Nu. Doamna... Dar îmi scapă numele. Deci este o persoană la noi care se ocupă. Doamna, probabil se referă la numărul de angajați de la Roman, per total. Nu, numai care se ocupă cu consilierea carierei. Deci o persoană. Ca proces, în acest domeniu, în urma așa recomandării Comisiei Europene, prin faptul s-a constatat că în proiectele europene trecute a fost o inflație, să zic, de servicii care nu s-au ghidat foarte bine
în toată România, nu vorbesc la noi, dar și la noi au fost fenomene de genul ăsta. De ce să nu recunosc că în momentul când eu fac un curs, am prevăzut o subvenție normală de 300 de lei sau până în 500 de lei pe lună pentru curs, care am corelat-o cumva când am stabilit cu nivelul venitului minim garantat, cu indemnizația de șomaj, astfel încât să nu-l transform pe șomer într-un cursant de profesie care merge din curs în curs și vine o firmă de la Deva și oferă 25 milioane pe lună, ăla cred că vrea să stea numai la curs toată viața, nu mai vrea să se angajeze, că e mai bine la curs să primești 25 de milioane pe lună. În momentul de față, datorită sesizărilor noastre, în noile ghiduri, subvenția așa a fost reglementată, este de maxim 5 lei pe oră. Deci nu mai poate să dea fiecare cum vrea și cum trebuie. Da. Stai să termin ideea. Deci începusem. Recomandarea Comisiei Europene a fost ca toți șomerii de acolo care intră într-o măsură activă să fie profilați. S-a elaborat o procedură de profilare a șomerilor pe sistemul Agenției de Ocupare a Forței de Muncă din toată țara. Noi, județul Neamț, am fost și acum județ pilot și o parte din procedură am elaborat-o noi și a fost generalizată în țară. Partea de, tocmai de chestionar psihologic și de îndrumare în carieră, ca să vedeți că știm despre ce este vorba. Da? A fost adoptat o versiune de test Holland minimal, ca să poată să meargă repede, ținând puțin, că avem puțin angajați. Și acum fiecare șomer care intră la noi, deci ei se administrează acest test Holland pe scurt, care de fapt e un chestionar de interese, ei se furnizează rezultatul unde să are orientările de bază, în funcție de cum el. E pe domeniul realist, domeniul artistic, primește câteva informații și pe o fișă de 2-3 pagini, la fiecare punctaj unde el are caracteristici mai bune, are și o paletă de meserii care se potrivesc într-o oarecare măsură cu profilul lui psihologic. Este numai un punct de plecare, pentru că dacă vrei să lucrezi ca foarte aprofundat, trebuie să treci prin mai multe ședințe ca să stabilești că chiar acolo este zona ta de interes. De aceea și în viață foarte mulți dintre noi avem multe schimbări de carieră, pentru că descoperi că poate ai valențe pe alt domeniu. Procedura de profilare mare și o parte de punctaj elaborată de un coleg de-al meu de la Harghita, în sensul că șomerii, în funcție de istoricul lor, de meserile pe care le dețin și de un barometru pe piața muncii, adică un fel de observator a ocupării, se observă locurile de muncă care sunt pe parcursul la 2 ani și de asemenea nu neapărat locurile de muncă vacante și piața angajaților. Deci noi avem anumite date statistice unde putem să ne dăm seama în funcție de agenții economici care sunt în Roman, cam care sunt meserile cu posturi pe piață. Și pot să dau un exemplu aici. Deci dacă un șomer, în urma acestei profilări, de exemplu, el are un curs de lucrător comercial sau calificare sau mai lucrat un an în domeniu, el teoretic n-ar mai trebui să intre foarte mult în alte măsuri active. Pentru că la lucrător comercial, chiar dacă, să zicem, sunt numai 20 sau 10 oferte luna asta, există o fluctuație mare de personal și el are șanse, dacă este bun, să ocupe un loc de muncă în comerț în viitor, chiar dacă nu are acum. Și atunci n-ar trebui investit teoretic, așa, asta e ideea Comisiei Europene, să mai investești în el în alt curs. Deci are ceva bun, e o dinamică, trebuie să investești în șomerul respectiv tocmai în partea lui de conștiință de sine, de a vedea unii greșește, de pierde locuri de muncă, ce trebuie să facă mai bine la un interviu, cumva astfel încât când capătă iar un loc de muncă să, în domeniul de lucrător în comerț, să rămână acolo mai mult timp, să nu pierde. Plus că dacă s-ar dezvolta această schemă, poate și agenții economici sau persoanele care oferă locuri de muncă s-ar profila puțin încât să fie pas cu cererea de pe piață. Sigur, fie... Și atunci, dacă tinerii din Roma nu vor neapărat confecții sau și vor alte profesii și fac aceste teste de orientare profesională, mă gândesc, poate și oamenii de afaceri sau cei care oferă locuri de muncă sau... La oamenii de afaceri... Sau instituții. Nu, cursurile nu putem să facem noi cu patronii. Dar viața îi învață și pe ei, că câteodată abordează greșit. Deci, păi avem tot timpul la borse, avem întâlniri sau când vin la noi pe... Am agenți economici care, de exemplu... Barcelona Metalul, aveți întâlniri cu ei? Iau nevoie de metalurgist, pe exemplu. Nu am avut cu ei, în cazul mai particular. Acolo mai fac prin sindicate. Probabil mai au... Cursurile cine le face? Prin sindicate se fac.
Deci firmele mari de obicei au care au departamente puternice de resurse umane, au și structuri pentru formare proprii. Deci Vasile Sav era profilat exact pe asta. Da. Da, mă rog, multe lucruri au să zic că mai ținând cont de această inapetență constată de care vorbiți a șomerilor pentru muncă, de ce nu v-ați propus ca la alte instituții, de exemplu, să lansați o serie de chestionare de satisfacție în rândul șomerilor, pentru a vedea anume cine mulțumește, ce și-ar dori, ce... Dar nu, sunt curente. Aici de ce iară fac mea culpa? Sunt activități care noi le desfășurăm poate de 10-15 ani în mod constant și atunci nu le mai comunicăm public să ne lăudăm cu ceva care facem de 15 ani. Deci aceste chestionare de satisfacție se fac tot timpul la noi. Și ce vă spun aceste chestionare? Da, deci sunt probleme legate, să zic, de politicile salariale sau de modul de comportament al angajatorilor care îi fac să aibă eșec. Sunt noi, de exemplu, de pe aceste chestionare care le dăm șomerilor, stabilim și într-o oarecare măsură cam ce cursuri vom face sau care sunt opțiunile lor și ne uităm pe piață ce se cere și încercăm să armonizăm aceste lucruri. Deci tot timpul avem diferite statistici de aceste feluri. În anii din urmă se organizau o serie de cursuri pentru ceea ce se cheamă discriminare pozitivă. Erau cele din curomii. N-am mai văzut în ultimul timp nici astfel de cursuri destinate unei categorii anume. Deci pe partea asta, deci noi lucrăm destul de intens tot timpul. Am avut resurse puține ca să facem un curs special pentru rom, să zic, la Roman. De exemplu, noi acum lucrăm la un proiect european care îl depunem săptămâna viitoare la Târgu Neamț, în cartierul Humulești, unde vom avea 1000 de persoane defavorizate, din care vreo 500 sunt romi. Și unii vom face cursuri de calificare, mici afaceri, meșteșuguri tradiționale pentru 500 de romi din cartierul Humulești, din Târgu Neamț. Deci ne ocupăm. Aici n-am reușit să închegăm, poate, parteneriatul sau primăria nu ne-a solicitat, că primăriile depun proiectul pe grupurile de romi. Acum este axa 4.1 și 4.2, care sunt lansate, se închide pe 15 septembrie. Bine, condițiile din ghid au fost foarte grele ca, să zic, comunitatea să fie mare, să fie compact într-un anumit cartier ca să poți să intervii pe cartierul respectiv. Eu la Roman cred că s-ar fi prins pentru că noi am avut un proiect aici mai demult pentru făcut buletine și am fost în anchete sociale pe strada nouă, pe nu știu unde și am văzut ar fi îndeplinit din ghid, dar nu primăria depune, dacă nu ne-o solicitat, nu n-am putut să venim. Poate fac cu privați, cum am spus, pe partea de ocupare, pentru că 50% din buget este pentru ocupare. La Târgu Neamț a reușit să facem parteneriatul ăsta, primăria împreună cu noi, cu Direcția de Asistență Socială, cu școala din Humulești și o fundație care face partea din îngrijiri pentru bătrânii din sus. Și va fi un proiect undeva la 1,5-2 milioane de euro pe 3 ani, sperăm să-mi iasă. Și ultima întrebare, s-au încheiat atât examenul de bacalaureat, sesiunea cât și cel din septembrie acum, și la școlile profesionale de asemenea. Câți din acești absolvenți au prezentat deja pentru la șomaj? Am dat cifrele la început. La începutul conferinței de presă am început cu cifrele astea. Deci dacă le repet, dar... Da, le-ați prezentat. Ca să trecem un pic mai departe, dar cu permisiunea de la colegii mei, vi s-a cerut vreodată vreo statistică a locurilor de muncă vacante sau un domeniu, mai bine spus, atunci când se fac specializările în învățământ? Pentru că ar fi foarte interesant dacă ar fi corelată nevoia pieței de muncă cu ceea ce oferă învățământul românesc, mai ales în învățământul profesional dual. Vă repet. În consiliu care este la Inspectoratul Școlar, noi avem o persoană desemnată de la măsuri active și care furnizează toate datele care deci sunt cer. Ce? Dacă să cer, le dăm. Șomerii care sunt indemnizați, în momentul în care se angajează, din această perioadă de șomaj, mai primesc în continuare... Da, 30%, da. Da, e o sumă mică, dar primesc. Sunt toți se adresează. Deci toți care se angajează, sigur, beneficiază de acea subvenție de 30%. Șomer indemnizat, dacă pățește ceva și are un concediu medical, este internat în spital, ce se întâmplă cu șomajul? Se prelungește cu deci, perioada cât stă în spital, cât are acel concediu medical? Da, sau? Da. Da, 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 deci aici are un statut aproape ca la angajați, la concedii medicale, deci el trebuie să anunțe
că e bolnav ceva, să aducă concediu medical în termenul care îl aduce și la angajator, noi îi plătim concediu medical șomerului și ne decontăm banii cu Casa de Asigurări de Sănătate. Aici nu e o problemă de drept. Noi avem o problemă, să zic, un pic altfel. Toți șomerii care provin din sisteme financiare mai importante, cum au fost disponibilizări la bănci de acum vreo 2 ani, au fost multe disponibilizări la bănci, deci veneau șomerii și la câteva zile după ce veneau la noi, se bolnăveau de TBC toți. Și stăteau în șomaș cât un an. Pentru că aveau, se calcula media cu salariile din bancă mari și la noi stăteau cât un an, doi, și noi făcusem niște datorii la faptul că decontările merg greu cu Casa de Asigurări. Aproape nu mai aveam bani să plătim șomajul că de la medicalele astea. Și chestiunile nu au fost așa de roz, pentru că ne-am pus întrebarea și am raportat și la DSP, domnule, la Piatra Neamț se întâmplau. Toți aveau TBC, era un indicator depășit prin Uniunea Europeană foarte mult și am zis, veniți la noi, poate avem ceva în pereți, că sunt bolnăvesc șomerii, dar numai cei care aveau... Cum ați rezolvat? Nu știu, sunt foarte... Nu a ajuns în presă așa mult, dar cum apare la televizor cu de-astea? Domnul doctor respectiv, probabil că s-o gândi mai mult după aceea când dă diagnosticul. Persoane peste 45 de ani sunt considerate defavorizate, da. Nu? Și spuneați că se oferă niște subvenții firmelor care îi angajează? Da, cifrele le-am citit, la articolul 85. Nu vreau cifre. Ce trebuie să facă? Nu, dacă are drept la pensie, nu. În momentul în care angajează sau are nevoie și vrea persoane peste 45 de ani, se adresează... Da, la compartimentul nostru este aici, alături, aici, imediat se rezolvă problemele. Deci la peste 45 de ani, tocmai cu pensia îi verificăm, ne încrucișăm, tocmai ziceam, colaborarea cu instituții, cu casa de pensii, că dacă intră la pensie, nu mai ia subvenția respectivă. Dacă ia subvenția, este obligat să-l țin în perioadă angajat? Da, sigur, este 18 luni, e perioada în care trebuie să mențină angajat conform noii legi pe toate tipurile astea de subvenții. Din păcate încă există o practică de a-i forța să-și dea demisia după ce se termină subvenții la anumite categorii. La cei care sunt, să zic, 5 ani până la pensie, merge până la pensie, nu e o problemă. Deci, cine îi forțează? Angajatorii. Mai avem speții. Nu știu, deci aici noi nu putem face nimic. Legislația îi lasă să-și dea demisia pe șomeri. Mai există obligativitatea anunțului cu prioritatea unui loc de muncă vacant la agenția locală pentru locuire? Sigur, da. Deci există această obligație. Noi pe corpul de control, la cei care nu respectă, n-am dat decât avertismente. Adică noi încercăm să avem servicii așa de bune încât angajatorii să vină din proprie inițiativă să comunice locurile de muncă vacante, pentru că în cazul în care nu îl comunică, odată poate să fie pasibil de amendă, să zic, la a doua, a treia abatere, și de asemenea, dacă nu-i comunica locuri de muncă vacant și își dă seama că ar beneficia de o subvenție pentru o persoană, nu ia subvenția pentru că nu a comunicat locul de muncă. Am înțeles. Și dacă, sau cum procedează o firmă care dorește să angajeze persoane calificate, dar pe raza localității și împrejurim nu există astfel de persoane? Ce se întâmplă? Cum se procedează de obicei? Se adresează dumneavoastră? Solicită un curs de calificare? Deci dacă solicită curs, e demersul clasic și... Deci avem agenți care spun constant că nu au forțe de muncă de ajuns și atunci încercăm să organizăm un curs. Dar aici condițiile sunt, odată, să avem resurse financiare și să avem tot ce înseamnă condițiile de acreditare a acelui curs. Că, de exemplu, am vrut să facem un curs de asfaltator în zona Roman pentru că era căutare, dar n-am găsit niciun lector să predea sau să predea la salariul la care putem să-l oferim noi. Noi oferim salariul exact ca la învățământ. Și atunci un inginer constructor, drumuri și poduri, care câștigă bine, să iasă din producție alea 8 ore și să vină să predea la mine la curs, nu prea vine. Și atunci nu poți să faci cursul. Sau, de exemplu, angajatorul poate să... Avem cazuri când angajatorul zice, are nevoie de forță de muncă și îl întreb, vrei să facem un curs, dar trebuie să facem practica la tine, că n-am cum să fac. A, dar nu te primesc eu cu... să mă încurci pe mine șomerii pe aici în fluxul de producție, că eu am treabă, n-am timp de ei. Și atunci nu se încheagă acea colaborare ca să rezolvi problema. Aveți reclamații pentru anumite angajări sau anunțuri pentru angajări în care se specifică că vor tineri între
Discriminare. În principiu, noi consiliem că să nu dea. Care sunt în oraș, să zic că s-a atributul instituției pentru, nu neapărat a ITM-ului, pentru discriminare. Deci poți să faci o sesizare. Nu a noastră. Noi care vin la noi și anunțurile publicate la noi, atragem atenția să nu aibă deci elemente de acestea. Nu știu unde, spre exemplu, adresează. Vreau la dumneavoastră. Deci dacă locul de muncă este la noi și e verificat de bază colaborărilor, îl ghidăm. Dacă nu e la noi locul de muncă, putem cel mult să sesizăm ITM-ul că e ceva în neregulă. Pe discriminare sau pe alte specii. De exemplu, am avut cazuri de agenți de deplasare pentru străinătate care mergeau prin comune și promiteau nu știu ce și de fapt luau banii aceia de pleca sau... Și atunci am sesizat ITM-ul pentru o speță de asta pe la Dolgești, dacă vreun an. Că era atributul lor. Oraș să pentru un vânzător la magazin. Specific. Băieți, pepti, tine și așa mai departe. Să te iei lor din ajută. Nu mi se pare de ok. Păi nu e corect. Trebuie să trebuie foarte și în fundul la trebuie să treacă clienți. Da. Să-i alungi. Gata, redactor, gata? Gata, gata. Ați început cumva lucrările de extindere la sede? Da, să lucrează în spate aici. Suntem la roșu, sperăm să până asta să turnăm în planșeul dintre parter și etaj. Câte săli pentru curs? Două săli de curs și o arhivă, da? Avea acolo. Cam la ce valoare să... Da, nu știu. Aproximativ. 3 miliarde și ceva. Lei. Până la sfârșitul anului. Da. Sperăm să mai dăm bătăi cât mai e cald, să terminăm cei la roșu, după aia când intrăm înăuntru, da.